Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Capricorn. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, întrucât luna martie deschide oficial sezonul eclipselor din acest an. Încep ca de obicei cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol de tarot, dar și în cea a talismanelor. Pentru cei care v-ați abonat deja, vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru că sunteți aici, iar celor care sunteți noi, vă urez bine ați venit. Iar dacă considerați că mesajele de aici rezonează cu voi, apreciez dacă vă abonați și dacă dați un like acestui videoclip. Să începem așadar. Pe 10 martie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, și-a început tranzitul prin Berbec în casa voastră a patra. Casa a patra ne vorbește despre spațiul locativ, despre casa noastră, despre început și despre sfârșit. Ce facem noi atunci când ne retragem în spațiul nostru intim? Despre părinții noștri, despre trecut, despre rădăcinile noastre și despre proprietățile noastre. Această combinație energetică vine cu foarte multă acțiune la noi în casă. Sau acțiune care are legătură cu trecutul nostru, cu casa părintească și cu vizitarea locului natal. Gânduri noi care pot apărea în această direcție în luna martie se pot întrezări. Vă vin idei despre cum să vă aranjați casa, cum să lucrați de acasă, poate unora dintre voi, sau discuții despre o posibilă mutare cu cineva drag. Pentru alții dintre voi vine o idee despre schimbarea spațiului locativ, despre a achiziționa o nouă locuință sau despre a vă muta voi din locul în care sunteți în altă parte. În aceea zi, pe 10 martie, se petrece evenimentul de lună nouă din Pești, din casa voastră a treia. Acest sector din viața voastră vorbește despre comunitatea voastră, despre drumurile pe distanțe scurte pe care le parcurgeți, despre studii și cursuri pe care poate doriți acum să le începeți, despre cercetare și despre tehnologie, despre vecinii voștri, despre cartierul în care locuiți sau familia extinsă. Peștii sunt arhetipul spiritualității, al visării, al imaginației, al iubirii necondiționate, dar și al iluziei. Iar o lună nouă ne spune noi angajamente, noi direcții. Hotărăsc acum ceva nou care are legătură cu acest sector din viața mea. Pentru unii dintre voi poate veni cu o mare dorință de a vă înscrie la cursuri noi. Pentru alții dintre voi de a vă dezvolta la nivel tehnologic. Chestiuni care sunt legate de sufletul vostru. Dorința voastră lăuntrică iese acum la suprafață. Pentru alții dintre voi se petrece ceva care are legătură cu vecinii, poate vă împăcați cu aceștia și îngropați, într-o oarecare măsură, securea războiului. Dar poate fi și reconectarea cu cineva drag din familia voastră extinsă, unde spuneți nu are sens să mai păstrăm acest conflict deschis, mai bine ne iertăm reciproc și mergem înainte. Pentru alții dintre voi poate veni cu o comunicare nouă, pentru că vorbim despre casa a treia guvernată de Mercur, care aduce în viața voastră prezența cuiva nou sau încep să vorbesc cu cineva nou cu care să intru într-o relație. Iar pentru alții dintre voi este acel punct maxim de fierbere în care atingeți un prag al înțelepciunii, în care vă treziți în conștiință și spuneți, de fapt în viață contează doar sufletul, orice altceva este energie risipită în zadar. La fix o zi după, Venuzeița frumuseții, cea care ne vorbește despre banii lichizi, despre proprietăți, despre iubire și stimă de sine, intră în semnul peștilor aici, în casa a treia. Venus este o energie magnetică care atrage. Se simte extraordinar de bine aici, în pești. Este o energie romantică, visătoare, de suflet. Vă puteți îndrăgosti în drumurile voastre, la niște cursuri sau atunci când voi sunteți în pragul unor hotărâri importante din viața voastră. Pentru alții dintre voi se mută cineva în cartierul în care locuiți. Vă devine vecin sau vecină și puteți porni o frumoasă poveste de iubire. Iar pentru alții dintre voi poate fi reconectarea cu cineva din copilăria voastră, cu o primă dragoste, dar din aceea de copil, de suflet pur. Pentru alții dintre voi această combinație vă poate aduce bani, bani din studii, bani din mediul online, pentru că vorbim despre tehnologie. Toate aceste lucruri vă încarcă sufletul de energie
pozitivă și vă ajută să vă bucurați mai mult de viață. Mai departe, pe 20 martie avem parte de echinocțiul de primăvară și soarele își începe tranzitul prin Berbec în casa voastră a patra. Tare bine vă veți simți în casa voastră, în spațiul vostru locativ. Sau acesta este momentul oportun să luați o hotărâre care are legătură cu casa voastră, cu părinții voștri, cu trecutul vostru. Pentru unii dintre voi este proclamarea independenței față de trecutul vostru și un nou drum, o nouă cale. Pentru alții dintre voi poate fi acea doză de curaj pentru a achiziționa un imobil, pentru a vă muta acolo unde sufletul vă cheamă și vă îndeamnă. Iar pentru alții dintre voi poate fi o hotărâre de a face ceva, de a vă accepta așa cum sunteți, de a vă împăca cu mediul vostru exterior actual. Tot aici, în Berbec, se regăsesc în acest moment și Chiron, eternul rănit, dar și nodul nord, zona destinului, care deopotrivă, alături de soare, vă vor indica frustrările voastre și cum le puteți depăși, ce vă doare și cum se poate cicatriza rana. Unii dintre voi vă puteți apuca de o construcție a casei, iar alții dintre voi s-ar putea cumva să fiți trași către casa părintească, către locurile natale de energia momentului. Pe 23 martie, Marte, guvernatorul Berbecului, planeta acțiunii, își începe tranzitul în pești în casa a treia. Din nou, chestiuni legate de vecini, familie extinsă, discuții cu aceștia, cursuri pe care doriți să le achiziționați sau dezvoltare personală, studiu pentru sine, studiu pentru evoluție personală și de suflet. Pentru alții dintre voi sunt drumuri, sunt planuri de călătorie, sunt escapade mici de weekend care vă ajută să vă relaxați. Iar pentru alții dintre voi, cumva, această lună vă va duce către o energie foarte blândă, către a face drumuri, dar care vă bucură, a ieși să vă plimbați în parc, a vă întâlni cu oameni dragi care sunt pe aceeași lungime de undă cu voi și care vibrează la fel și simt la fel. Poate veni și cu o ușoară oboseală, poate veni cu o ușoară lipsă de chef de acțiune, Marte în pești, pentru că nu se simte tocmai confortabil aici, dar deopotrivă vine și cu artă, cu frumos, cu idealism, cu romanță. Cineva poate face acum pași către voi, dar să fiți cu băgare de seamă că s-ar putea să nu fie chiar așa cum vă trebuie vouă sau cum vă așteptați voi, ci să fie mai degrabă un arhetip romantic și boem, iar voi să doriți lucrurile să avanseze un pic mai repede. Aveți grijă să nu intrați în conflict, pentru că ar fi o reală șansă irosită dacă s-ar întâmpla așa. Și nu în ultimul rând, de departe cel mai important tranzit al acestei luni este luna plină din balanță din casa voastră a 10-a sau eclipsa de lună din balanță. În balanță se regăsește deja nodul sud, care ne spune suma tuturor deciziilor noastre sau deprinderile noastre comportamentale, modalitatea în care acționăm inconștient, cum ne vine nouă cel mai ușor la îndemână să fim sau ce ne vine nouă cel mai la îndemână să facem. Balanța este semnul relației și al diplomației. Casa 10-a ne vorbește despre profesie, carieră, nume, renume și prestigiu, despre autoritatea pe care noi o reprezentăm pentru cineva sau autoritatea din viața noastră. Este scena publică și menirea sufletului aici pe pământ. Contribuția voastră în planul fizic pare a fi una diplomatică, care are legătură cu relațiile de tot felul. Pentru unii dintre voi această eclipsă va aduce o încheiere, pentru că asta înseamnă o lună plină, încheiere, finalitate sau posibilitatea de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. Ce anume se încheie aici? Pentru unii poate fi un divorț, pentru alții dintre voi poate fi o perioadă în care v-ați tot întâlnit cu cineva și acum vă puteți căsători, relația respectivă poate deveni una foarte stabilă. Iar toate aceste lucruri să se petreacă cumva neașteptat, să vă surprindă. Pentru alții dintre voi este o reconversie profesională, este o întoarcere, după cum spuneam, la studii pentru că doriți să faceți ceva mai mult și să deveniți voi o autoritate într-un anume domeniu.
Iar pentru alții dintre voi se încheie o perioadă cu o anume titulatură în viața voastră pentru că urmează ceva mai bun. Urmează să urcați pe scara ierarhică, urmează să urcați în cariera voastră. Este, după cum spuneam, proclamarea independenței. Pentru alții dintre voi poate fi acel moment în care vă retrageți din câmpul muncii și spuneți, de acum înainte, îi las pe ceilalți. Eu vă urez tuturor să aveți o lună minunată, să fiți sănătoși și iubiți și să vedem acum ce ne spune și energia cărților Oracol. Pentru Capricorn, luna martie. Semne fixe. Avem aici implicate arhetipurile Taurului, Leului, Scorpionului și Vărsătorului. Ce am, ce iubesc, ce vreau să vindec și de ce anume mă detașez. Este o lună prin care voi vă detașați de lucruri mici și mărunte și ajungeți la o doză de înțelepciune nebănuită. Vă veți surprinde chiar și pe voi. Energia fixă spune că în această lună martie veți avea oportunitatea să ancorați energia, să ancorați lumina în viața voastră, astfel încât să renașteți, să o luați de la început mai puternici. Saturn, Lordul Karmei. În pești, în casa voastră a treia, se regăsește Saturn. Saturn care este arhetipul care ne ajută să ne maturizăm, să creștem, să ducem la bun sfârșit tot ceea ce ne propunem, dar într-o formă foarte responsabilă, să dăm dovadă de seriozitate. Tot în casa a treia se regăsesc în acest moment, după cum spuneam, Venus, Marte, dar și Neptun, care este și guvernatorul peștilor. Neptun ne ajută să ne conectăm sau să ne reconectăm cu divinitatea, să facem lucrurile de suflet, dar ne poate arunca și în visare, în timp ce Saturn ne întoarce cu picioarele pe pământ pentru ca noi să putem turna o fundație solidă peste care ulterior să construim ceva durabil în timp. Ceea ce faceți voi în această lună, ce începeți, ce se pornește acum, oportunitățile care vă apar, vă deschid calea către lucruri foarte stabile de acum înainte. Să vedem mai departe. Forțe exterioare. Uite, la luna plină din balanță sau la eclipsa din casa a 10-a, lucruri care nu depind de voi neapărat se pot produce. Se creează un context sau un cadru prin care voi să puteți lua puși în fața unui fapt împlinit o hotărâre importantă despre carieră, despre numere, nume, prestigiu, despre menirea voastră aici pe pământ. Foarte mulți dintre voi veți avea oportunitatea să vă găsiți sensul și direcția în această viață. Trebuie doar să vă aliniați la energia momentului prezent, la o vibrație cât mai înaltă. Strategie. Poate fi un joc de strategie care se încheie, o luptă pentru putere și un conflict anterior, sau este nevoie de acum înainte să vă calculați foarte bine pașii. Voi să vă asigurați, să vă creați o plasă de siguranță, să aveți grijă la lucrurile pe care le faceți, care vă este cariera, cum vă puteți susține, astfel încât să nu fiți surprinși de potențiale provocări care ar putea apărea. Și investiție. După cum spuneam, unii dintre voi s-ar putea să aveți curaj sau să vă treacă prin gând ideea de a investi în ceva anume. O veți putea face fără dar și poate, însă atenție că trebuie să vă calculați foarte bine pașii, să nu vă luați după nimeni, să faceți o investiție responsabilă și să riscați calculat. Pentru alții dintre voi este vorba despre un joc, o relație care a avut loc până acum, iar celălalt are mutarea. Voi v-ați făcut deja mutarea și este doar o chestiune de timp pentru a vedea cum lucrurile se vor desfășura, se vor așeza. Înțelepciune. Această lună vă cere să fiți foarte înțelepți. Această lună este pentru toată lumea despre înțelepciune, având în vedere că are loc eclipsa în zona karmică, să spun pentru toată lumea, unde se încheie foarte multe relații karmice, unde se încheie foarte multe cicluri karmice. Cineva foarte înțelept poate veni către voi sau cineva are nevoie de timp pentru a crește, pentru a evolua, pentru a putea intra într-o relație cu voi, așa cum vă doriți voi. Să vedem mai departe pentru Capricorn, relații luna martie. Avem puterea în zona planului material. Avem 8 de monede.
În zona planului emoțional avem 6 de monede. În zona planului emoțional, dacă sunteți persoane singure, veți putea atrage indiscutabil pe cineva în această lună, în viața voastră. Veți fi magnetici, veți fi atrăgători, veți avea darul acela al lui Vino încoace cu energia peștilor și cu Venus, cu Marte în casa comunicării. Veți fi văzuți cumva hipnotici, veți avea un dar, un talent, o putere de a hipnotiza interlocutorul sau partenerul sau omul cu care stați de vorbă. Acesta nu vă va putea rezista. Atenție însă că ceea ce veți crea în această lună, cu asta veți trăi ulterior. Să fiți cu băgare de seamă la aceste lucruri. Pentru alții dintre voi, este important să lăsați un pic orgoliul și garda jos. Să intrați în energia peștilor, a iubirii necondiționate, a lucrurilor care se întâmplă din suflet pentru suflet, fără a mai controla prin Pluto, care este acum în vărsător, nimic din ceea ce se întâmplă în exteriorul vostru, pentru că așa veți reuși să atrageți partenerul sau partenera potrivită în acest moment. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, puterea aici spune că există o oportunitate să stați față în față, că jocul dintre voi nu s-a terminat, dar că aici este implicat foarte puternic orgoliul și părerea fiecăruia dintre voi. Ambii parteneri și voi și persoana de care v-ați despărțit aveți idei foarte fixe. Iar acum se reglează niște chestiuni karmice între voi doi, astfel încât să ajungeți în acest punct al înțelepciunii, să vă treziți în conștiință și să vă uniți, să se producă uniunea, dar prin arhetipul peștilor. Pești înseamnă transcendență, iubire universală, absolutul. Iar pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici de asemenea, este o lună în care veți face lucruri în comun, veți fi atrași unul de celălalt, veți dori să faceți investiții, adică este o lună pentru casă, pentru cuplu, pentru voi doi. În egală măsură, atenție deopotrivă că și pentru voi este vorba despre ego, despre orgoliu. Facem ca mine, nu, facem ca mine și intrați într-o luptă pentru putere aici, în opoziție, din coechipieri vă transformați poate în adversari și energia vă spune nu. Asta e treaba egoului. Noi suntem împreună o echipă, atenție la aceste detalii și atenție la lucrurile pe care în această lună puneți preț. Pentru că Mercur în Berbec întâi face și apoi gândește. Să nu spuneți lucruri pe care ulterior să le regretați. Mai departe, avem 7 de cupe. Pentru cei care sunteți singuri, această lună vine cu o energie a tuturor lucrurilor care devin posibile pentru voi. Totul este posibil pentru voi în relație în această lună. Să cunoașteți pe cineva sau să vă vedeți de viața voastră. Tonul îl dați voi. În funcție de vibrația voastră, așa se va desfășura în relații și luna pentru voi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, există aici confuzie și din acea confuzie, din faptul că poate nu vă înțelegeți reciproc, voi între voi, sau nu vă înțelegeți voi partenerul, intrați într-o zonă a orgoliului, dar fiți cu băgare de seamă că partenerul vostru s-ar putea să fie într-o perioadă mai confuză pentru sine și atunci voi să aveți senzația că vă ignoră. Nici pomeneală, este totul la mica înțelegere în această lună și veți avea foarte multe alternative să ieșiți din provocări. Ba chiar mai mult de atât, indicat este să vă orientați către lucrurile care chiar contează, către lucrurile foarte pragmatice în această lună, pentru a putea avea un trai sănătos și fericit. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, exact cum am spus, cărțile sunt încă neclare, energia este încă neclară, zarurile sunt încă în aer și șansele sunt de 50-50% să vă puteți recupera fosta relație sau fostul partener sau nu. Aici avem 6 de spade. Este o lună de armonie, este o lună în care să lăsați lucrurile să meargă de la sine. Acest arhetip aparține vărsătorului pe care îl avem aici. 6 de spade este roata de rezervă sau situația de avarie în care mă regăsesc, dar din care reușesc să scap. Să traversați această lună într-o energie calmă. 6 de spade este o soluție. Poate fi și un compromis,
Dar dacă nu faceți acest gen de lucruri, să lăsăm de la noi, să fim înțelepți, ajungem în suferință sau ne autosabotăm. Dacă implicăm aici orgoliul, este autosabotaj și duce către nefericire, să spunem. Este o lună pentru vindecare, pentru absolut toată lumea. Este o lună în care, dacă vă păstrați calmul și vă orientați către liniște, către armonie, către a lăsa energia să lucreze și a lăsa viața să se desfășoare de la sine, veți fi foarte bucuroși. Și uite, avem împăratul, Mercur în berbec, berbecul care pentru voi stă în casa a patra. Este semn cardinal de foc, este energie brută a fi. Cine sunt eu în această lună? Cei singuri puteți întâlni pe cineva și în raport cu acea persoană, prin relația voastră, să vă recăpătați propria identitate și să înțelegeți cine sunteți. Cei care sunteți în relații deja formate, luptă pentru cine conduce, cine este șeful. Cine domină? Atenție la aceste detalii pentru că riscați să duceți către eclipsa din balanță care spune îmi iau bagajele și plec. Atenție la aceste lucruri. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici vorbim din nou despre o posibilă provocare care ține de orgoliu. Mi-am luat bagajele și am plecat, dar am fost imat. Precum un copil care nu a mai vrut să se joace pentru că lucrurile nu îi făceau plăcere, nu erau așa cum copilul și le imagina. Este o lună de maturitate pentru voi, este o lună în care să fiți foarte atenți și să vă axați foarte mult pe voi și pe sufletul vostru. Și 9 de monede, să fiți bine voi cu voi înșivă, asta va conta și de aici va veni fericirea în relațiile voastre. Poate că în această lună relația ar trebui să fie cu voi înșivă în primul rând și apoi cu ceilalți. 9 de monede ne vorbește despre investiții. Fie investesc într-o relație nouă alături de cineva, fie investesc în relația mea actuală și sunt bine, îmi dau seama că partenerul meu nu deține fericirea sufletului meu, ci eu sunt direct responsabil pentru fericirea mea proprie. Și atunci ajungem la acorduri, 6 de spade, ne vindecăm, ne înțelegem, ne tolerăm, ne acceptăm necondiționat. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, este o bună ocazie, o bună oportunitate să vă creșteți stima de sine. Cu cât vă veți crește mai mult stima de sine și veți fi voi mai bine cu voi înșivă în această perioadă de singurătate, cu atât mai atrăgători veți deveni în ochii persoanei la care vă gândiți voi acum. Mai departe, avem fantezie. Să visăm cu ochii deschiși, imaginație și fantezie, ideal, da, pentru că Venus, Marte, Neptun și Saturn se regăsesc toate în arhetipul peștilor al visării. Ba, se mai produce și luna nouă în pești. Luna aceasta nouă din pești este o lună de suflet, însă, atenție, că nu de fiecare dată ceea ce ne dorim noi ne este și foarte bun pentru suflet. Pe de altă parte, este o lună în care aveți forță și putere să materializați ceea ce vă gândiți, ceea ce vă doriți. Cineva visează la voi. Uite, fantezie, imaginație și speranță. Încredere. Se spune că tot ceea ce ne dorim deja există, noi doar trebuie să ne aliniem vibrațional la acele lucruri. Este luna martie pentru voi potrivită în această direcție și vă ajută să vă creați viața pe care vă doriți. În relație, cineva a rămas cu gândul la voi, este cu gândul la voi, nu a abandonat lupta, se gândește la voi și vă ia în calcul. Însă nu alergați voi după nimeni. Lăsați această persoană să se convingă pe sine că vă dorește, vă iubește, că mai dorește să stea în această relație și asta va fi cheia succesului pentru o relație fericită. Mai departe, în zona planului material, 8 de monede spune muncesc, lucrez, fac tot ce pot eu pentru starea mea de bine, pentru abundența și prosperitatea mea. Este o lună în care veți fi foarte ocupați, în care, dacă aveți niște rezerve financiare, văd că s-ar putea să aveți niște planuri de investiții, dar pe care, din nou, reiterez, este indicat să le faceți cu foarte multă grijă și atenție. Soarele. O lună foarte bună la nivel financiar pentru voi, o lună care aduce o concluzie, o lună prin care, iată că energia eclipsei și cea a lunii pline vă ajută
vă ajută să accesați această abundență, această frecvență a împlinirii în planul material. Vești bune, un nou loc de muncă, niște bani care vin către voi. Vă merge bine pe planul financiar. Pajul de bâte, idei, Mercur în berbec, da, care se pot aplica, care dau roade, o idee genială care vă vine, da, care se poate pune în practică, dar trebuie făcută pas cu pas și îndrăgostiți. Unii dintre voi s-ar putea să aveți nevoie de un partener în afacere, alții dintre voi de un mentor, alții dintre voi de un profesor sau de un sfătuitor, de un specialist care să vă ajute și să vă ghideze. Pentru alții dintre voi este o chestiune de alegeri în această lună, pentru că alegerile voastre vă vor duce către următoarea oportunitate și către următoarea posibilitate de materializare. Este o lună a armoniei la nivel financiar, unde, dacă vă faceți foarte bine calculele, lucrurile vor sta excelent. Să vedem mai departe. Avem bârfă. Dacă vă doriți să faceți ceva și să investiți în ceva anume, nu vorbiți cu nimeni, pentru că oamenii vor fi geloși și invidioși și s-ar putea să pierdeți trenul din cauza că unul altul se gândesc la voi, dar cu invidie. Pentru alții dintre voi, să nu intrați în conflicte la locul de muncă, pentru că ceea ce spuneți ar putea să fie interpretat greșit. Uite, să fiți precauți. În zona aceasta financiară, în această lună, este important să fiți precauți și dacă auziți un zvon, o idee, să nu o luați de bună, ci să cercetați înainte de a investi. Să vă faceți foarte bine temele, să nu fiți nepregătiți. Și designer. Aveți puterea, aveți șansa să vă faceți niște planuri foarte bune, noi planuri la nivel financiar, să semnați niște documente. Pentru alții dintre voi să vă renovați casa, să vă mutați, să vă cumpărați o casă pe care începeți să o construiți, să o reconstruiți, să o renovați. Iar pentru alții dintre voi este o reconversie profesională, exact cum am menționat, în intro în zona tranzitelor astrologice. În zona planului emoțional. Aici avem 6 de monede. Cineva vă face un cadou sau vă datorează ceva. În această lună se întoarce ceva, un bun material, către voi. Poate se întorc niște bani, poate cineva vă înapoiază o datorie. Pe de altă parte, este nevoie să vă creșteți nivelul de stimă de sine. Pentru că aici, voi, prin această energie, vă duceți către sfera fecioarei, către casa șasea fecioarei, unde spuneți, las eu de la mine ca să fie bine sau fac orice numai să fie bine. Nu, în această lună trebuie să aveți mai multă grijă de voi și să fiți voi propriul vostru șef sau să gândiți cu capul vostru. Temperanța. Este o lună echilibrată, este o lună unde important este să vă echilibrați, să vă odihniți, să mâncați bine, să aveți grijă de sănătatea voastră. Aici s-ar putea să fie provocări la nivel de parte stomatologică pentru alții dintre voi la bazin, la șolduri, la nervul sciatic. Să aveți grijă că aici în zona bazinului se depun emoțiile noastre neprocesate. Să fi traversat o situație în care să vă fi gândit voi, dar ce nu am eu bun, de ce nu sunt de ajuns? Nu este vorba despre voi, la această eclipsă vor ieși la suprafață niște lucruri foarte importante prin care veți înțelege ce s-a petrecut acolo de fapt. Steaua. Și veți putea lua niște hotărâri, veți vedea cu foarte mare claritate ce aveți de făcut de acum în viitor. Pentru alții dintre voi este o lună în care să vă găsiți sensul vieții, să intrați pe linia voastră de destin și regele de cupe. Pentru alții dintre voi este o mare iubire care acum se materializează. Fie voi vă îndrăgostiți, fie cineva se îndrăgostește de voi. Decide să investească, decide să facă un pas, decide să riște pentru voi, alături de voi, decide să intre în joc, indiferent de provocările, mediul exterior, viața pe care o are în acest moment prezent. Să vedem și cât de repede se pot întâmpla toate aceste lucruri pentru voi, începând cu luna martie și mai exact la următoarea lună plină, când se produce eclipsa pe 25, lucrurile vor căpăta sens și formă pentru voi în viața voastră. Vă veți elibera de o povară. Cineva ajunge într-un punct culminant și își dă seama ce simte pentru voi. Talismanele.
Un element de surpriză. Veți avea parte de foarte multe surprize în această lună, este foarte adevărat. Și surprizele respective apar în viața voastră pentru ca voi să vă uitați la detaliile mici și mărunte din viața voastră. Poate are legătură cu rutina voastră, undeva trebuie să echilibrați ceva pentru că vorbim despre casa a șasea, a rutinei și a sănătății, iar pentru alții dintre voi are legătură cu faptul că s-ar putea să doriți să controlați, să știți să faceți lucrurile până la cel mai mic nivel și de foarte multe ori lucrurile mici și mărunte, da, contează, aduc frumusețea vieții, dar controlul asupra acestora ne blochează practic abundența, fericirea și manifestarea. O lună de relaxare, o lună în care să lăsați energia să lucreze pentru voi. Uite, pentru că tot menționam ceva legat de stomatologie, de dantură, în această lună poate apărea. Pentru alții dintre voi este o eliberare, absolviți ceva, scăpați de ceva. Fie vă pensionați unii dintre voi, fie încheiați niște colaborări vechi, dar pentru a putea începe altele noi. Alții dintre voi puteți absolvi niște studii sau vă puteți înscrie acum la studii noi. Uite, este o lună de relaxare, o lună în care să luați lucrurile fix așa cum vin, țara arde și baba se piaptănă, adică să fiți foarte relaxați, pentru că, uite, veți avea parte de surprize plăcute. Cineva poate recunoaște că s-a purtat imatur anterior și veți fi foarte distrași, foarte amuzați. Uite, a fost tensiune aici, arhetipul peștilor, doar că peștele acesta își revine. În pește aveți foarte multe lucruri. Este o iubire de suflet aici, a cuiva pentru voi, dar în egală măsură este și karma, sau pe acest pește se bazează foarte mulți oameni, adică iubirea voastră, dacă ia amploare, foarte mulți oameni vor fi implicați acolo în ecuație. O lună în care să aveți grijă de voi și să vă uitați către partea frumoasă a vieții, pentru că veți avea doar de câștigat. O chestiune legată de mașină care are nevoie de reparații. Unii dintre voi s-ar putea să vă schimbați mașina pentru că este mai bine așa. Pentru alții dintre voi este o recuperare, o terapie fizică sau trebuie să faceți un soi de terapie fizică. Din nou, ideea de eliberare. Doi oameni liberi care acum gândesc la fel și simt la fel. Amintiri, uite, ceva legat de trecutul vostru, după cum spuneam, are în această lună sens în viața voastră, o maturizare, conștientizări care au legătură cu neamul, trecutul și rădăcina mea, care mă ajută acum să-mi capăt identitatea proprie. Vedeți, acest manechin nu are cap, gândește cu capul tău, nodul nord în berbec, nodul sud în balanță și eclipsa pe această axă a identității și a relațiilor. În sfârșit, știu cine sunt, mă întregesc și îmi va fi bine. Pentru alții dintre voi, cineva vă vede foarte, foarte magnetici, conștientizează că s-a purtat imatur față de voi și, uite, poate să vă invite în oraș, poate să vă invite într-o călătorie sau mai are nevoie de puțin timp să treacă prin greutăți, să treacă prin ceea ce are de trecut pentru a se putea maturiza, pentru a deveni la fel de înțelept sau de înțeleaptă ca și voi. Sunteți foarte binecuvântați, cineva acolo vă iubește. Uite, este timpul să vă bucurați, să mergeți la concerte, să începeți un hobby nou, să faceți niște cursuri, să vă ocupați de evoluția voastră spirituală, dar și materială. Avem Quinta Royală. Chiar sunteți binecuvântați și veți avea o lună norocoasă, abundentă. Inițialele N, M, K și D. Kid, ceva ce are legătură cu ai voștri copii sau cu niște copii sunt implicați aici, în zona aceasta a peștilor. Vorbim despre a avea Taurul în casa romanței, în casa iubirii, iar aici vorbim despre lucruri care sunt confortabile. Cineva, dacă nu a făcut un pas către voi până acum, este pentru că se află în zona de confort, nu riscă, nu știe cum, se teme. Energie masculină, dacă sunteți doamne, atenție că sunteți în energie masculină și doriți să controlați lucrurile și nu este cu putință așa, iar dacă sunteți domni, aveți nevoie să intrați mai mult în energia masculină pentru a putea fi fericiți. Pentru alții dintre voi aici este un cod, atenție la pinuri, la schemuri, la mesaje primite, la fraudă, antifraudă, chestii de genul acesta. Nodul nord, lunar, nodurile, axa,
Eclipsa pentru voi va fi una puternică. Apar schimbări acolo în zona relațiilor, se schimbă ceva la nivel de autoritate. Pentru alții dintre voi este ceva ce este binevenit, începeți ceva nou binevenit, iar pentru alții dintre voi veți ieși la cumpărături în această lună, veți face cumpărături, veți avea grijă de voi sau este timpul să investiți în voi. Pentru alții dintre voi, țările nordice, sau ceva ce are legătură cu nordul, cu pământul, cu achiziția unui pământ, unei parcele de pământ. Iar pentru alții dintre voi este luna în care să faceți planuri, dar și ceva ce are legătură cu familia voastră extinsă. Posibil să vă împăcați unii dintre voi cu neamul vostru, cu cineva din neamul vostru. Cineva foarte drag vouă, cu care poate nu ați mai vorbit de mult timp. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată și plină de iubire, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!